Doi tineri din capitală sunt suspectați că au pus pe roate o afacere cu droguri. Potrivit poliției, cei doi comandau stupefiantele din afara țării, le împărțeau în doze mai mici și le vindeau în Chișinău. Aceștia au intrat în vizorul oamenilor legii după ce vamișii au găsit un colet dubios în care erau ascunse 200 de grame de substanțe narcotice. Ulterior, cei doi au fost filați preț de câteva luni. E vorba de un tânăr de 22 de ani, reținut chiar în timp ce ridica de la poștă un colet cu droguri și concubina acestuia, o fată de 18 ani. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile lor au fost depistate droguri de mai multe tipuri, care pe piața neagră valorează circa 100.000 de lei. Tânărul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și riscă până la 15 ani de închisoare, iar fata colaborează cu ancheta și este cercetată în stare de libertate.